Enigma Sfinxului din Bucegi. Pornind de la versul lui Eminescu, Sfinx pătrunsă de înțeles, vă aducem ultimele dezvăluiri prezentate la conferința pentru studiul vindecării prin conexiunea cu Universul din 14-21 iulie 2013 la Massachusetts Institute of Recovery din Eastampton, MERA, sub președinția profesorului Jules W. Grichard, 65 de ani, specialist în medicina nucleară și anatomopatologică, laureat al multor premii internaționale pentru descoperiri științifice reformatoare în domeniu. După cum arată studiile prezentate la prestigioasa conferință, este vorba de fapt despre o reconexiune cu Universul, înțelegând prin aceasta reconectarea la totalitatea Universului a întregii noastre ființe, a esenței noastre divine, în sensul vindecării prin spiritualitate, adică o comunicare spirituală sau un schimb de informații spirituale cu Universul. Conectarea la inteligența superioară universală nu este o tehnică Qigong cu practicarea Tai Chi-ului sau ceva asemănător. De fapt, nu se aseamănă cu nimic cunoscut prin știință, obicei sau credință. Nu urmează proceduri și nu are manual cu regulamente, ci este o uluitoare transformare, o recreație prin interacțiunea vibrațională cu Universul, dincolo de transsenzorialul tradiționalelor experiențe vindecătoare. Văzută ca o călătorie spre Forța Supremă, reconectarea la perfecțiunea Universului este impregnată cu lumină în comuniune cu Divinitatea. Ea eliberează omul de blocaje și restructurează evoluția spre perfecțiunea unei energii superioare, celulele noastre primind instrucțiuni de curățare și întărire în crearea unei lumini interioare prin care răul nu va mai putea trece, noi devenind o parte din lumină. Există puține locuri pline de energie pe Terra unde aceste ședințe de reconectare cu Universul sunt posibile, unul fiind în Munții Bucegi, prin intermediul Sfinxului și al Piramidei Magice, cu care razele soarelui îl înconjoară în imagini stranii, mister cunoscut de strămoșii noștri daci, dar păstrat cu sfințenie de-a lungul secolelor, amintit însă ca un actic secret de puținii cunoscători, printre care e posibil să se fie aflat și poetul nostru național, Mihai Eminescu. Se mai spune în studiile prezentate că fiecare ședință este unică și magică, aducând împreună oameni care nu s-au cunoscut vreodată, glasuri și spirite care interacționează pe frecvența luminii divine, într-un nivel superior al inteligenței celeste, ca o universală prismă pătrunsă de lumină și care, la rândul ei, emană lumină. În concluzie, putem afirma că, potrivit acestor studii recente, veșnicia începe și aici, în munții noștri vegheați de Sfinx, locuri misterioase asupra cărora vom mai reveni cu amănunte. Articol scris de Iulia Toiu la 25 august
2013.